această firmă. De ce? De ce trebuie să fiu silit să câștig de 200 de ori mai puțin decât câștigam până în decembrie? Una este când aș fi mers cu euro în sol sau și din calitatea de membru al unui consiliu de administrație la o companie, la UNESA sau de acționar. Una e când aș fi mers pentru acea entitate în care am un interes să fac trafic de influență, da, atunci să vină DNA-ul să mă ia. Dar altceva când, de o manieră onestă, de o manieră cinstită, încerc, pentru că până la urmă este un drept constituțional, dreptul la muncă. Dacă eu pot cu brio să fac față și mandatului de parlamentar, și mandatului de membru într-un CEA, sau de membru într-o AGA, sau într-o profesie liberală, de ce trebuie să venim să intervenim? Pentru că ținând într-o atare formă de iobagie parlamentarul sau deputatul statului, îl vulnerabilizăm la corupție. Nimeni nu poate să trăiască din mai puțin de 1000 de euro cât avem noi acum.